Mai întâi, primarul s-a arătat deranjat de faptul că meteorologii au trimis SMS la miezul nopții cu privire la faptul că în Giurgiu vor cădea cantități însemnate de apă, iar domnul edil nu a fost pregătit să intervină. Recunoaște că prefectul județului l-a sunat în timpul furtunii pentru a-i cere ajutorul cu privire la doi copaci căzuți pe carosabil, dar nu a putut oferi ajutorul întrucât toată lumea este plecată la țară sau în concediu la sfârșit de săptămână. A ridicat serios tonul când a venit vorba despre implicarea deputatului Florian Nicolae în ajutorarea locuitorilor inundați din cartier Rozelor. A jignit jurnaliștii de la TV Giurgiu, pe care i-a numit lăutar, și l-a acuzat pe deputat de încălcarea legii în acțiunile sale cu sinistrații. Niciuna dintre acuzații nu poate fi însă probată de primarul Nicolae Barbu, care, deși în ședința Consiliului Local de săptămâna trecută îi numea pe giurgiuveni zvorneri și răspândaci, azi dumnealui este cel care vorbește fără acoperire. Iată însă cum au stat lucrurile sâmbătă, 1 august, după furtună. Mai mulți oameni din cartierul Rozelor l-au sunat pe deputatul Florian Nicolae solicitându-i ajutorul. Câteva dintre case erau în pericol de prăbușire, iar apa din interior nu fusese evacuată întru totul. Nimeni de la primărie nu a venit la fața locului. Deputatul Florian Nicolae a ajuns sâmbătă la prânz în zona sinistraților pentru a evalua situația. Tot acesta l-a contactat pe viceprimarul Liviu Popazu, care a declarat că în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență s-au dispus primele măsuri, însă pentru ziua de luni, 3 august. Sinistrații s-au plâns că nu au unde dormi, ploaia le-a distrus tot ce aveau. Florian Nicolae a luat legătura cu prefectul județului Nina Carmen Crișu pentru a explica starea de fapt. I s-a comunicat că luni se va interveni. Tot Florian Nicolae a reluat legătura cu viceprimarul Liviu Popazu, dar și cu reprezentanții Crucii Roșii Giurgiu, pentru a se evita un focar de infecție și pentru a se găsi o soluție provizorie pentru cazarea locuitorilor afectați de inundații. Viceprimarul Popazu a confirmat că se vor lua măsuri în acest sens și că cei care doresc pot fi cazați provizoriu la centrul din cadrul Direcției de Asistență Socială. Tot oamenii din zonă au fost cei care s-au plâns deputatului Florian Nicolae că nu au ce mânca, frigiderele fiind inundate. Pentru a veni în ajutorul sinistraților, Florian Nicolae a sacrificat un porc din gospodăria proprie. Carnea a fost supusă testului trichineloscopic, după care a fost predată unui restaurant din Giurgiu pentru a pregăti porții de mâncare familiilor rămase pe drumuri. Toate acestea s-au întâmplat sâmbătă dimineață după potop și nu luni, atunci când la fața locului s-a dus și primarul Nicolae Barbu. Prin urmare, deputatul Florian Nicolae a acționat în baza legii, în calitate de deputat și mai ales de om, care, fără să stea pe gânduri, a ajutat, așa cum a putut, oameni aflați la nevoie. Întrebăm și noi acum, lăutarii de la TV Giurgiu, cum e cu înțelepciunea lui Solomon și rugăciunile către Dumnezeu, domnule primar? Pentru aceea, cel care grăiește lucruri nedrepte nu poate să ascundă și dreptatea răzbunătoare nu-l uită, spune cartea Înțelepciunii lui Solomon.